Fostul președinte al României, Traian Băsescu, nu și-a schimbat nici obiceiurile și nici stilul de luptă. Aseară, pe pagina sa de socializare, actualul lider al Partidului Mișcarea Populară a făcut un scurt comentariu asupra situației primarului reales al băii mari, Cătălin Cherecheș. Sunt împotriva stării preventive inutile, mai ales atunci când acestea sunt făcute în urma unor denunțuri, care pot fi de lațiuni fără probe sau pentru fapte dezvăluite de mafioți care, pentru a rămâne cu banii și libertatea, fac denunțuri adesea stimulate de diverse instituții. Pentru fapte imaginare sau poate reale, dar petrecute cu mulți ani în urmă. Dar Cherecheș, reales în funcția de primar de Baia Mare, a fost prins în flagrant luând mită. Dacă ar fi avut urmă de decență, ar fi notificat B că își retrage candidatura înainte de validarea alegerilor. Ar fi dat băimărenilor șansa să nu fie cei care au votat un infractor prins în flagrant, luând mită. Scria seara fostul președinte Traian Băsescu. Din punctul de vedere al liderului PMP, arestarea preventivă era justificată. Postarea a dus la numeroase comentarii în mediul virtual și nu numai. Cătălin Cherecheș a fost reales primar al municipiului Baia Mare cu un procent de peste 70% din voturile băimărenilor. El a candidat pe listele Coaliției pentru Baia Mare, fiind susținut de UNPR, PNCCD, PSRO și Forumul German. Marți, Tribunalul Maramureș a respins cererea avocaților săi de înlocuire a arestării preventive cu măsura controlului judiciar pe cauți.